Deci suntem din nou în emisie, deci creierul până la urmă l-au făcut așa, dintr-un alt univers, să spunem cerebral, cu o infinitate de dimensiuni, cu un alt spațiu, Hilbert sau Balat. Astea sunt cam cele mai buni creiere. Și tot ei au pus sistemul ăsta de minus, deci aveam platus, aveam ectopie testiculară, să spunem, stările astea de slăbiciune. Nu le-au pus alții, era incriminat, să spunem, un director Beliz, dar pe acolo era situația asta, firul ăsta negativ. De la școală, directorul Voroneanu, la inspectorat, și la acest profesor universitar, rector, fost rector Ion Creangă, deci nu l-au pus nici ei sau direcția sanitară de acolo. Deci tot zona asta a familiilor cu acest Bardan Constantin. Și acum ce foloseau, cum foloseau, să spunem, partea bună, partea asta pozitivă, vedeți, România era în război, în războiul ăsta din Vietnam cu Uniunea Sovietică și n-avea numai un batalion, avea câteva divizii și aceste divizii luptau acolo cu vietnamezii. Câteva divizii înseamnă vreo 10 divizii. Și bineînțeles, aici trebuia să arăți în țară că totuși este o stare de democrație, să spunem, și de televiziune, de televidente, cum s-ar mai spune. Deci trebuia o muzică mai bună, trebuiau spectacole mai bune. Deci m-au folosit la asta, așa au fost folosiți toți copiii ăștia care au compus muzică, să spunem, muzică s-a compus foarte mult de antren, ca să fie așa un antren în populație. Vă spun că erau peste 100.000 de români acolo în Vietnam, mulți au fost după aia duși prin Laos, prin Cambodgia, deci toți erau alături de ruși, foarte puțin era cu americani. Și așa s-au compus melodiile, s-au pus pe alti nume, v-am spus deja ceva urât, Tona Suiento, Elu ceva în stele, Mare Chiare. Deci asta este perspectiva, să spunem, istorică a situației și s-a compus și foarte repede, au făcut viorile. S-au, deci s-au făcut mâncarea, pizza, shawarma, tot felul de tipuri de înghețată, alte tipuri de fripturi, cum v-am spus, prăjite la o înălțime mai mare, deasupra focului, deci tot felul de grătare. Deci asta era democrația de atunci, servia la o situație de asta, de antren, de energizare a poporului pentru acest război. Ceaușescu primind numai critici că românii nu se descurcă acolo deloc.